Medicul și profesorul Răzvan Constantinescu, sancționat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, a câștigat și ultimele două procese împotriva conducerii UMF. În total sunt patru procese pe care medicul ieșean le-a deschis împotriva conducerii acestei universități din Iași. Conform ziarul eveniment.ro, doctorul ieșean Răzvan Constantinescu spune că cele patru procese câștigate confirmă faptul că nu a fost vorba de o greșeală la adresa unui angajat, ci de o veritabilă campanie dusă împotriva unui salariat care a avut alte opinii decât conducerea universității. În opinia celor de la UMF, prima vină a lui Constantinescu a fost aceea că s-a prezentat la examenele din vara lui 2021 fără certificat de vaccinare. Două luni mai târziu, medicului ieșean a fost aplicată o altă sancțiune, de data aceasta pe motiv că a denigrat instituția. În iunie 2021, Constantinescu a fost pedepsit din nou pentru că a făcut publice discuțiile purtate cu membrii comisiei de disciplină în fața căreia s-a apărat. La toate acestea s-a mai adăugat și interdicția administrativă, interacțiunea cu studenții. Avalanșa de sancțiuni a fost, în opinia lui Răzvan Constantinescu, pedeapsa cu sinceritate. În săptămâna dinaintea începerii vacanței judecătorești am câștigat și ultimele două procese împotriva conducerii UMF Iași. În total, în instanța civilă, au fost patru. Cu alte cuvinte, nu a fost vorba de o greșeală la adresa unui angajat, ci de o veritabilă campanie dusă cu persoasiune și intensitate împotriva unui salariat care nu a făcut altă greșeală decât de a-și spune părerea sincer. Pe rând, instanțele de judecat au anulat trei sancțiuni disciplinare și o aberație administrativă, a spus acesta.